Chiar dacă temperaturile din termometre indică valori de aproape minus 5 grade Celsius, giurgiuvenii au ignorat frigul de afară și au ieșit la pescuit pe malul Dunării. Unii pescuiesc la setcă din barcă, alții se folosesc de simple undiți. Se poate spune că iarna nu a stins pasiunea pescarilor pentru pește. Încă de dimineață s-au înarmat cu undițe, larve și tot ce le trebuie unor adevărați pescari și s-au așezat pe malul Dunării. S-au îmbrăcat gros, și-au luat băuturi calde și își încearcă norocul la undiță. De timp de iarnă, ia uite ce face, sunt la pește! Și merge? Merge, mai încet, mai rar, dar merge, acostă-l ai frumos. Ce pește se prinde perioada asta? Plăticuță, morunaș. Pasiunea pescarilor nu este însă împiedicată de vremea geroasă. Odată cu înștiințarea meteorologilor că în următoarele zile se așteaptă temperaturi mai blânde, au ieșit din casă, unii pentru a se relaxa, alții pentru a duce acasă câțiva pești. Pe Dunăre am văzut azi și pescari comerciali care prindeau pește din barcă la setcă. Aceștia au avut mai mult noroc, în barcă se putea vedea captura. Ce ați prins acolo? Plătică, morunaș, pitofag. Și la ce pescuiți? Cu ce? Seci. Este pescar comercial. Se pare că este un hobby atâta vreme cât s-au așezat în locuri accesibile și nu s-au aventurat în zonele înghețate unde pescuitul este interzis în această perioadă, deoarece gheața se poate rupe și pot avea loc accidente. Temperaturile scăzute sunt un motiv de bucurie pentru pescarii amatori. Deși stau cu orele și îndură frigul, aceștia spun că nu pot sta acasă pentru că sunt dependenți de această pasiune. Amatorii de pescuit extrem spun că pentru a prinde pește trebuie să ai răbdare, noroc, dar și experiență.